Bună, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou clip, eu sunt Oana și pentru voi am pregătit astăzi un haul sau un haul la Global Plast Market. Da, de la Global Plast Market știți că eu am mai făcut un clip, a mai fost un haul. Este acel magazin cu prețuri foarte mici de la care poți să cumperi multe chestii pentru bucătării, pentru baie, pentru casă în general. Au și site, deci o să vă las și un link în descriere să vedeți să poate comanda și online. Da, am intrat pentru că, băi, chiar nu mai știu ce aveam nevoie. Rețele de bucătărie, hârtie igienică și nu mai știu ce. Oricum, am lăsat vreo 200 și ceva de lei, așa că haideți să vă arăt repede ce am luat. Nu uitați să vă abonați. Să încep cu aceasta. Am luat acest suport de pus prăjituri. De pus mai multe chestii, asta cred că o să pun și pâinică. Mi se pare că arată așa ușor mai vintage, nu știu, gărli și așa. Aici are aceste vânere în formă de fluturaș. Asta ați spus eu acum exact cât au fost. 18,90 lei, deci 19 lei. Și da, foarte drăguț. Aici e cu floricele. Se ridică așa, se așează. Tralala. De ție aici proaspete. Deci că acolo dacă luați mai multe produse, prețul scade. Tralala. În fine, am luat acest, am recumpărat de fapt acest tub, nu știu cum să zic, de hârtie, prosop de bucătărie. Are, într-adevăr, este super absorbant, cum zice și aici. 700 de grame. Și da, ăsta au fost 11 lei și în cazul în care luam 3 bucăți, îl puteam lua cu 9 lei și ceva bucată. Dar azi, băi, iau unul. Da. Deși ar fi trebuit să iau vreo două și vedeți și ține slavă Domnului. Pentru prima dată am cumpărat la Lenor acestea în Unstoppables, sunt perle parfumate, acestea cu roz. Au fost 22 sau 23 de lei și are 210 grame, chiar sunt curioasă să văd cum miroase. Oh. Da, vă spring, așa scrie acolo. Deci, da. De la Malizia, sora mea l-a vrut, eu tot vreau să încerc gelurile de duș, spumantele de baie de la această firmă. Asta este un spray, parfum, deodorant, I don't know, 9 lei și ceva, cred că a fost, deci nu a fost chiar scump. Groasă, interesant. Și, na, ea l-a vrut pentru că este roșu, of course. Anyway, tot iau vrut și acest pistol de lipit. Eu am avut, când eram mai tânără, am avut vreo două. La fel îmi plăcea să fac chestii handmade și îl foloseam destul de des. Acum, din păcate, nu mai am timp. Și a fost destul de ieftin, nu știu că a fost 16 lei, dar văd că acum... Da, cele Lenor, asta vă bază, a fost 26 lei, scuze. Pistolul de lipit a fost 16 lei 65. Și da, se conectează la priză. Eu de asta v-am zis, am mai avut unul exact la fel. Mamă, deci am văzut chestiile astea și am zis, băi, trebuie neapărat să ne luăm. Sunt niște chestii de astea de pui cartofi prăjiți. Am zis, măi, când mai facem noi în casă, ne mai uităm la un film împreună sau așa, e drăguț să ne facem acolo propriul meniu cu ceva suculeți și mai multe chestii și așa. Să pui cartofi aici înăuntru și să stai să mănânci la film. Și o chestie de asta au fost 30 sau 31 de bani și am luat 6. Și am zis, măi, hai să luăm, că e foarte drăguț așa. Am văzut acest set foarte drăguț, format din această borsetă, plus 3 produse pe interior. Uncle Sam, nu am auzit niciodată de acestea. Deci are o apă de toaletă, un gel de duș, un body lotion, loțiune de corp și a fost 28 de lei și nu mai știu cât. Haideți să vedem ce e cu el. Deci, sora mea i-a zis că vrea această gentuță, bineînțeles că eu voi da ei. O piele de asta ecologică, dar subțirică. Dar fermoarul e destul de zdravă și ok. Deci așa arată pe interior. Sunt foarte fain aranjate. Oh my God. Ia uitați ce faine sunt. Și asta, bineînțeles că asta cred că rămâne la mine. Aici avem un shower gel. Dar arată fancy. Foarte drăguț. Să zic că sunt mai bune de făcut cadouri pentru adolescentă. Mai înalt. Și aici avem body lotion. Haideți să vedem și cu parfumerul. Așa mă interesează. Așa ca de păpuși, ca de copilași. Oh, dar știu. Știu mirosul. Mai am ceva care se miroase așa, e foarte, e dulce, jucăuș, copilăros. Nu știu dacă e și fructat. Deci miroase foarte fain. Se scrie doar ingredientele, dar nu și notele. V-am zis. Eu mai am care se miroase exact la fel. Black Opium. Un foarte fain. Și uai, un preț foarte, foarte bun. Am cumpărat așa și un termometru pentru casă. Nu am avut niciodată. Asta au fost 6 sau 8 lei. Cred că 8 lei au fost. Este așa din lemn. Are chestii de astea de sagați. El este tot de din lemn. Scrie Home. Și chiar foarte drăguț. Sora mea și-a luat așa un elastic pentru păr. Asta au fost 3 lei și ceva. Am luat așa niște odorizante pentru toaletă. N-am avut niciodată. Active Craft. Nu mai știu cât a fost, 6 lei și ceva. Dacă am luat pistol, am luat și un set așa de glue sticks, de lipici, de silicon. Nu mai știu cât au fost. Batoanele de silicon, 10 bucăți, 4 lei 57. Ok, și am cumpărat la Domestos. Pentru prima dată am luat așa un detergent de ăsta de curățat, o soluție de curățat pentru toalete. Și why not? Bine, aici zice că e pentru mai multe. O să încerc să-l folosesc mai multe. Cu 7 lei și ceva. Vedem. Domestos 7 lei 94, 8 lei. Ok. Da, am găsit și parfum la tezorii, de oriente. Este acesta cu flori de lotus. Eu pe acesta nu l-am mai avut ca parfum, dar am avut crema de corp, loțiune, da, și lumânarea parfumată. Deci, da, știu cum miroase. Mamă, super fain, e dulce parfum, e pudrat, așa e. Wow, și-a fost 22 de lei și ceva, deci nu a fost mult. 23 de lei, pardon, 23 și 11 bani. Am luat așa de pus pe masa din bucătărie. Da, știu că pare, poate, au, am vechit, aici m-am pișcat. A fost 5 lei și ceva, da, să mai varsă chestii, să mai... mai multe modele. Și-a dat așa e cafea. Mi se pare că e foarte drăguță. Și-a pus așa pe masă că... Am luat și o față de masă, tot așa pentru bucătărie. Este din acel material, din boșama, nu știu cum se zic. 100 pe 140 cm, deci 1 metru pe 1,40 m. Și așa cu floricele, cu chestii, na. O masă de bucătărie, adică nu e... Hai, în sfârșit, deci de când mi-am dorit suportul ăsta pentru cozvasele la uscat. L-am dorit de foarte mult timp, chiar de când am fost prima dată în Global, 25 de lei și este din ăla unul peste altul, nu știu cum zic, adică jos pus cănițele și deasupra pui tacâmuri și de-astea, farfurii, safrane, în fine. Și da, abia aștept să montez. Am luat așa și o căniță de asta de gramaj, de 1 litru, are 1000 de mililitri. Asta chiar nu știu cât a fost, sora n-a luat-o. Așa, asta au fost 3,67 lei. Așa, un dispozitiv 2 în 1. Este și peeler, din ala de ceramică, în fine, și cu răzătoare. Și astea au fost, nu știu, 7 lei și ceva, 8 lei, undeva de acolo. Sora mea și-a luat așa un cuțit, pentru că trebuie la școală, na, e pe profil de alimentație. Din inox a fost 7 lei și ceva și căpăcel de asta că așa îi trebuie, vă dați seama. Ultimele chestii, am luat așa 3 furculițe din inox. Pot că nu mai știu cât. Au fost 70 de bani, 71 de bani, una așa am cumpărat 3. Cam atât cu acest haul din Global Plast Market. Doamne, deci v-am zis, sunt o grămadă chestii acolo. Intri și te uiți, efectiv, nu știi ce să iei. Prețuri bune și produse chiar atât. Dacă sunteți interesați, v-am zis și nu sunteți din ea, și vă las link în descriere și puteți intra să faceți comandă acolo. Bun. Cam atât cu acest clip. Dacă v-a plăcut, chiar aș aprecia dacă v-ați abonat. Dacă ați ajuns până la final, vă pup, vă îmbrățișez și vă mulțumesc tare mult pentru răbdare. Și da, ne vedem cu următoarele clipuri. Bine, dragilor, cam atât pentru astăzi. Eu sunt Oana, v-am pupat!